Doamnelor și domnilor, astăzi la Grand Hotel Bucharest am invitat-o pe Ana Maria Păunescu, flacăra lui Adrian Păunescu. Bun venit, Ana! Te îmbrățișez. Bine v-am găsit. Cu multă dragoste. Am fost primită deja cu răsfăț. Aș vrea să pot să fiu flacăra lui Adrian Păunescu, însă înainte de orice mă ocup de flacăra lui Adrian Păunescu. Care există. Care există. La chioșcurile de ziare, da, apare săptămânal, în fiecare vineri. Exact. 3 lei? 3 lei. 10 lei abonament. Exact. Știu. Îți mulțumesc tare mult. Spune-mi, Ana Maria, cum era iubirea tatălui tău, maestrului Adrian Păunescu? Cum te iubea? Cu vorbe îți spunea? Da, noi ne spuneam te iubesc la fiecare telefon. De fiecare dată când vorbeam, discutam ce era discutat, încheiam cu te iubesc. Descoperise și SMS-urile. În 2010 nu era atât de modernă comunicarea, chiar atât de modernă cum e acum. Acum nu mai dă nimeni SMS-uri. Toți suntem conectați chiar mai rapid. Dar el dădea mesaje scrise și acolo se termina gândul cu te iubesc. Din când în când mi-aduc aminte, eram o dată plecată în Portugalia și tot așa, ne-am dat mesaje. Și el mi-a spus te iubesc, eu i-am spus și eu te iubesc și el mi-a spus eu te iubesc mai mult. Și i-am spus, nu, eu te iubesc mai mult. Și el mi-a zis, da, eu te iubesc cu 40 și ceva de ani mai de 40 și ceva de ani mai devreme. Și tot așa, ne jucam mult, dar nu ne jucam de iubirea pentru că ne iubeam cu adevărat. Îmi arăta prin vorbe, mi-a arătat prin fapte, întotdeauna era lângă mine și eram lângă el. Practic, nu a existat nicio zonă așa pe care să n-o fi acoperit din cum se poate demonstra iubirea. Și la fel și-a iubit și ceilalți copii, și pe Ioana și pe Andrei. Erau copii mari, dar pentru el era la fel de important când ieșeam la o masă, ce mănâncă fiecare, cât de bine se simte fiecare. A fost tată adevărat. Aveți și dispute, nu? Aveați și voi supărările voastre. Bineînțeles, bineînțeles. Mai ales că eram amândoi cam încăpățânați, așa. Ne certam pe tot felul de fleacuri. Nu ne-am certat tare, dar ne-a ținut mai mult de o zi o ceartă și nu mai vorbeam. Stăteam unul lângă altul, nu mai zicea nimeni nimic. Seara plecam la culcare, îi spuneam noapte bună, loc să ne pupăm mâinile, că noi întotdeauna seara la culcare ne pupam, aveam ritualul nostru. Îi spuneam doar atât, noapte bună, el îmi răspundea noapte bună. A doua zi ne-am trezit tot supărați, atunci la cearta mare, și după aia ușor, ușor ne-am împăcat. Nu știu care a cedat, dar unul dintre noi a adus în discuție ceva care nu s-ar fi adus în discuție într-o ceartă și celălalt a înțeles că e un fel discret de a merge înainte. Nu era nevoie de cineva care să vă împace, nu? Nu eram chiar atât de pasionali cum era el cu exact. Prietenii lui buni. Nu, noi ne împăcam singuri, poate și pentru că stând unul lângă altul era suferința prea mare să rămânem certați mai mult de o zi jumate. Ce făceați când stăteați împreună? Când petreceați așa mai mult timp, mai multe ore împreună? Acum, în ultimii ani, spun acum pentru că mie nu vine să cred că au trecut deja atât de mulți ani din 2010. În ultimii ani citeam poezii, ne jucam jocuri de cultură generală, îi plăcea să... Eu citeam întrebările, el îmi dădea răspunsul. Era o competiție între voi, așa? Nu, eram parteneri. Noi eram parteneri, da. Eu citeam, el răspundea. Și mi-aduc aminte că de vreo două ori mi-a răspuns greșit la niște întrebări din astea extrem de întortocheate și nu i-am zis că a greșit. Serios? Nu i-am zis, am trecut mai departe. Dar el nu era, cel puțin în ultimii ani, știu că în tinerețe era cam ofticos așa la jocurile pe care le pierdea, dar acum, în anii ăștia pe care i-am avut eu mai aproape de suflet, știa și să piardă. Și cumva mi-a dat sentimentul că e pregătit de orice mare pierdere. Adică nu mai avea atâta încredere nici în oameni, știa că prietenii sunt puțini, se uita îngrozit la ce se mai întâmpla prin lume, dar durea ce se întâmpla în țara lui. În vacanțe nu puteam să-l luăm mai mult de 5 zile și nu mai departe de Viena, pentru că acolo încă asculta Radio România Actualități. Adică era o relație activă asta cu țara și el, când erau inundații și vedea știrile, plângea. Deci se uita la știri și plângea. Și nu putea să fie, așa cum a și spus în poeziile lui, dar nu e doar metaforă, nu putea să fie fericit când țării era greu. O chestie pe care eu n-am mai întâlnit-o. Am întâlnit același gen de dragoste către țară, aceeași dăruire la Gheorghe Hagi. Și chiar, cred că i-am și spus, că de la tata încoace până la el n-am mai întâlnit pe nimeni chiar așa apropiat de țara lui. Adică
Hagi care putea să plece oriunde și să trăiască oricum, a ales să fie aici și să construiască pentru România. Și cred că dacă ar fi mai mulți oameni așa, am avea măcar șansa aia despre care vorbim. Ce crezi că ne lipsește, Ana Maria? Cred că, de fapt, nu suntem cu adevărat aproape de țara noastră. Nu cred că putem să-i ajutăm pe cei din jur dacă nu începem într-adevăr cu noi și dacă nu ne pasă cu adevărat. Sigur că atunci când e o greutate e mai simplu să întorci privirea și să schimbi peisajul. Dar în urma ta rămâne prăpădul. Și cred că aici cam început să fie. Simți asta, activ. Vezi asta. Văd și îmi pare rău de copilul meu și mă simt și mai bătrână decât sunt, că vorbesc ca bunicii și străbunicii mei, dar chiar îmi pare rău că lumea se distruge. După părerea mea, vorbeam și cu Andrei, cu fratele meu, el nu are întotdeauna același sentiment ca mine, dar eu mă uit în spate și mi se pare că ce a fost mai bun s-a dus în privința lumii în care trăim. Adică prea ne ducem în jos. Te sfătuiești cu soțul tău, cu familia ta, că poate ar fi momentul, nu știu, pentru copilul vostru să plecați în altă parte, să cumva noi căutați suntem o altă calitate a vieții. Pentru ea, da, pentru ea aș face și asta, pentru că nu vreau să văd peste 10 ani înconjurată de un dezastru. Pe de altă parte, deciși cumva să plecați din țară? Pe de altă parte, de plecat din țară eu de tot nu o să pot pleca niciodată. Adică eu sunt prea legată de tata care e aici și care oriunde ar fi fizic, tot aici ar rămâne, ca să plec de tot din țară. Dacă o să plec, o să plec o lună, două, cinci, șapte din an, dar casa mea tot asta va fi. Și întotdeauna am să mă întorc aici, o să continui proiectele noastre, o să lupt să nu fie asta singura mea carte de poezie, o să lupt ca în iarnă să avem la Craiova Festivalul Adrian Păunescu, cum am avut 7 ani înainte de pandemie. O să lupt ca flacăra să reziste, rezistă pe hârtie, ceea ce e o performanță și nu avem alt ajutor decât abonații noștri. Nu avem publicitate, nu avem sprijin din partea statului, nu există altă sursă de venit. Așa că, cu siguranță pot să vă spun că eu nu o să plec de tot niciodată de aici, chiar dacă o să stau doar o zi din an în România. Maestru a fost politician și politician. Da. Tu te-ai gândit vreodată? Nu. Nu, pentru că a suferit mult din pricina acestei meserii pe care și-a ales-o ca să ajute oamenii. Și atât de puțini oameni știu adevărul despre ce a făcut el în viața politică, încât n-aș vrea să trec prin aceeași tristețe. El a ajutat cu adevărat oameni să meargă înainte. Cât a fost senator de Dolj, i-a ajutat pe cei din Dolj, îl făceam fiecare săptămână audiențe, se strângeau sute de oameni la ușa biroului lui senatorial ca să-și rostească oful. Puneam mâna pe telefon, suna miniștri, prim-miniștri, probabil că și președinți, dacă era nevoie, nu conta. El ajuta oamenii atunci. Și cred că dacă s-ar face un sondaj de opinie pe acolo, să spună acele mii de persoane care au venit la cabinetul senatorial, s-ar mai clarifica din lucruri. Apoi în Hunedoara a reușit să ducă apă într-o comună unde de 20 de ani promiteau aleșii că vor duce apă. Oamenii n-aveau apă în casa lor și el a dus apă. Și n-a avut câștiguri de pe urma acestei vieți politice, cum s-a mai spus la un moment dat. Dar am observat, în luna trecută, când am fost la Târgul de Carte din București, am observat că oamenii au început să-l vadă așa cum a fost. Deci, așa val de iubire cât am văzut acum la adresa tatălui meu, nu cred că am mai văzut vreodată. Poate că a trecut destul timp, poate că s-au mai lămurit din probleme, nu știu, și-au dat seama oamenii pe unde au mai interpretat greșit viața, dar acum pot să spun că 99% din cei cu care mă întâlnesc îmi povestesc că le-a salvat viața, că i-a ajutat să-și ia o casă, că a făcut ceva pentru ei. A avut tata timp pentru tine atât cât ți-ai dorit tu? Tângeai după el? Acum pot să spun că da, poate pentru că s-a amestecat foarte tare prezența de atunci cu absența de acum. Acum pot să spun că aș fi vrut să stea mai mult cu mine. Dar așa cum ziceam mai devreme, nu-mi dădeam seama. Sigur că pleca și mă lua cu el de multe ori și de la școală, mai chiuleam, cum se zice. Ca să merg. Simțeai în nevoia asta să te aibă? Să mă aibă, nu? Da, să fim împreună. Erai, să zicem așa, preferata lui din familie, cu tine petrecea cel mai mult timp?
Acum să nu supărăm pe nimeni. El așa să zicea. Spunem adevărul. Când eram mică, el așa zicea că eu sunt ultima lui expresie așa. Și mă răsfăța declarându-mă cea mai dragă. Și așa mă și avea. Acum mi-am adus aminte, într-una din agendele telefonului, eram trecută cea mai dragă. În celelalte agende eram doar Ana. Sigur că aș fi vrut să stea mai mult cu mine, dar nu a fost, repet, absent. A plecat când avea de plecat de Crăciun, că a plecat de Crăciun la Târgu Mureș. De ziua ta, da. A plecat la prânz, deci n-a plecat în ajun. A stat să vină Moș Crăciun, s-a făcut miezul nopții, a fost ziua mea, dimineața am fost împreună, apoi a plecat. Eu n-am vrut, că eram supărată că pleacă. La fel și de Paște, a mai lipsit din când în când, mergând cu cenaclul prin țară. Dar cred că, cum el era al tuturor, n-avea cum să facă altfel. Îl vedeai că se luptă, îl vedeai da. Că este pasional și pasionat de ceea ce face, de oameni, de țară. Da, da. Tu ai învățat să fii așa ca el? Spiritul ăsta al lui? Îmi mai spun oamenii că semăn la luptă așa, așa? Cu el. Ești dârză. Eu, în afară de mama cu care mă cer toată ziua, sunt așa de pasională în discuții, în atitudini ca el. Poate pentru că am fost copil protejat așa de el, iubit, n-am avut timp să-mi ascut foarte tare inima și să ies în față cu atât de multă îndârjire. Dar cred că am moștenit de la el încăpățânarea asta de a lupta pentru lucrurile în care cred. În 2010, când toată lumea credea că revista va dispărea, aproape că am strigat și am spus, nu, de revistă mă ocup eu. Revista merge înainte și nu un număr, două, trei, ca să încheiem anul, ci cât o să pot. Sigur că am avut momente când am vrut să renunț, când tipografia ne soma că nu ne-am plătit facturile, când distribuția vindea revista, dar nu întorcea banii către noi, când rămâneam chiar și fără ultimul laptop din casă, ăla vechi, cu care abia mă descurcam și îmi dădeam seama că nu mai am cu ce să lucrez, plângeam în mașină, de obicei în mașină plâng, să nu mă vadă prea multă lume, îmi spuneam mie însă că o să renunț, dar nu renunțam. Și aici cred că semăn cu el. Cred că așa cum el striga ce-l doare, eu plângeam ce mă doare. Nu știai că lumea este așa? Că lumea se va schimba după ce el nu va mai fi? El m-a pregătit cumva. Te-a pregătit? Da, cum da. Te-a pregătit? Ce-ți spunea? Ce sfaturi îți dădea? Îmi spunea că nu avem prieteni mulți, îmi spunea că într-un fel sau altul vom rămâne singuri după ce lucrurile... Mie nu-mi plăcea să vorbim despre asta. Îți vorbea despre faptul că, uite, e posibil să... Da, în anul ăla, în 2010, a și scris pentru Jurnalul Național în iulie, chiar mie mi-a dictat, o scrisoare urmașilor mei se numește, și mi-aduc aminte că dicta și eu plângeam. Și cumva mă gândeam să nu... Stăteam destul de departe unul de celălalt, pe două canapele, mă gândeam să nu vadă că plâng, că știam că se petrece un act artistic acolo, că era o scrisoare către urmașii lui, nu doar eu, Andrei și Ioana, către cei care rămân după el. Și acolo spune asta, se poate întâmpla orice cu mine, oricând. Acum nu știu dacă a fost un act de răsfăț din partea lui sau dacă a fost cu adevărat conștient. Eu cel puțin n-am fost conștientă. Adică pentru mine, noiembrie 2010 rămâne cel mai mare șoc al vieții mele, mai ales că era deja internat de câteva zile. Aparent lucrurile mergeau spre bine, cu o zi înainte fuseserăm împreună, am stat toată ziua cu el acolo la spital, suferea că n-avea semnal și nu putea să-și sune prietenii, voia să știe ce se mai întâmplă prin țară, câte se mai rezolvă din toate cele multe care nu se rezolvă niciodată. Deci cred că de la un punct încolo a început să se gândească și la asta, deși vorbim de un om tânăr, 67 de ani, nu e vârstă de plecat nicăieri. Da. Tu vestea cum ai primit-o? Unde erai? Eram acasă și eu atunci am rămas singură în casă pentru prima dată în viață. Adică aveam 19 ani, eram un copil, efectiv. N-am stat singură în casă niciodată. Și dimineața au sunat la ușă mama și Andrei. Mama fusese cu el acolo la spital și pe Andrei l-a chemat ea acolo. Au sunat amândoi la ușă, eu m-am speriat văzându-i pe amândoi. În primul rând că nu mă așteptam să vină cineva la ora aia, nu știu, era 7 dimineața. Și mi-au spus că tata e rău, că făcuse stop cardiac. De acolo, de pe 2, a mai durat 3 zile încercarea noastră de a-l aduce înapoi. Și cred că și încercarea lui,
că nu cred în teoria că ar fi vrut și el să se odihnească. Nu cred. Când el a plecat, lumea ta s-a prăbușit? Da. Da, lumea mea s-a prăbușit și nu s-a mai ridicat niciodată așa cum era. Adică, ai fost în depresie? N-am avut, nu m-a diagnosticat nimeni, dar probabil că da. Adică, dacă depresie înseamnă să te gândești numai la asta, să stai singur și să plângi după ceva ce nu se poate schimba. Eu am plecat în Portugalia atunci, imediat după. În ianuarie am plecat, câștigasem o bursă cu facultatea. N-am mai vrut să plec, în fine, toată lumea mi-a zis că mi-ar face bine să schimb un pic locul și am stat 6 luni în Portugalia singură. Deci pot să spun că mi-am cheltuit depresia pe acolo singură, chiar că nu m-a văzut nimeni. Și cu adevărat cred că am început să mă uit înainte, în adevăratul sens al cuvântului, abia când s-a născut fetița mea. Adică asta a fost motorul de care am avut nevoie ca să... După ani buni, se pare, nu? După 6 ani aproape. Da, după 6 ani. Și de atunci, adică mi-e la fel de dor de tata, chiar dacă o am pe ea lângă mine. Uneori chiar i-am spune, ți-e dor de bunicul, nu-i așa? Serios, îți spune, da, cea mică Alexandra. Îmi spune și plânge cu mine când vede că îmi dau lacrimile, mai aud câte ceva despre el la radio sau mai începe un cântec și îi spun, uite, mami, versurile lui bunicul și îmi dau lacrimile și începe și ea să plângă. Și se uită la cer și zice, uite, norul ăla cred că e el. Ea a spus, când avea vreo 3 ani, eu m-am născut cu bunicul în brațe. Adică legătura ei cu tata există, chiar dacă nu s-au cunoscut. Și îl cunoaște în toate ipostazele lui de tânăr până acum, la 60 ceva de ani. I-ai povestit, i-ai arătat imagini, exact, poze. Exact, da. Și ce spune? Ea ce spune? Când... Că îi pare rău că nu l-a cunoscut, că e sigură că ar fi iubit-o foarte mult, dar nu mai mult ca pe mine. Înțelege foarte bine legătura asta dintre părinte și copil și pe mama mea o ceartă și îi spune, nu mă mai iubi pe mine mai mult, iubește-o pe ea că e fetița ta, pe mine, adică ea da. E copilul tău. Și vorbim mult, el e peste tot, adică în tot ce facem, în revista asta, la lansarea mea de carte, l-am avut pe Ducu Berții acolo alături de mine, care evident că a cântat pe versurile bunicului. Lumea a vorbit despre el. Lumea întotdeauna uitându-se la mine, îl vede pe el. Și pe mine nu poate decât să mă bucure. Asta.